Dumnezeu să vă binecuvânteze oriunde v-ați afla. Astăzi scoatem scara din cămară și facem rafturi. Cu asta ne ocupăm astăzi. Să începem. Da, scara. E foarte trainică a fost asta. Oare unde ne-ar prinde bine? Nu știu. Mă lasă deocamdată. Da. Da, da, să știi că e foarte trainică, da. Acolo ocupa foarte un loc. Da. Bă, ce loc mare s-a făcut aici. Dacă ne-am cumpărat scară, ăla chiar ocupa loc aici. Acum Dan caută să pună ceva pe găurile alea și să-mi facă un răftuc acolo, numai doar un răftuc de urgență. Pentru că ne plictisim. Și de aici am luat scara. Și facem un raft provizoriu ca să am pe ce să mai împun lucruri. Aici sunt cutii și atunci aici să am un raft. Și dacă ne-am cumpărat scară, avem cu ce să ne urcăm în pod, dar acolo trebuie să umblăm mai rar. Oricum, și scara ținea foarte mult spațiu ocupat aici. Eu cred că e bine, așa, nu? Perfect, perfect. E perfect, dragul meu, că nu pot acolo. Nu aveți scândura mai bună, da? E bună. Vrei să vedem cum apare. Ce mare loc s-a făcut aici cu... Nu apare, nu știu cum. Da, dar îmbrac astea, nu am hârtie pentru rafturi. Nu apare, nu știu cum. Da, e bine. Ce să zic? Păi de provizorie, oricum. Pe provizorie, să ne cumpărăm... provizorie. Normal că provizorie, dar... Da. După ce ne apucăm de renovat casa, altfel o să le și aranjăm. Ăla e mai jos, ăla e mai gros. Se vrea să bagă acolo ceva, să vezi. N-am vrut să văd dacă n-am. Deci, sunt în cameră, rafturile sunt gata. Am aici o mușama, care vreau să văd dacă pot să croiesc pe rafturile astea. Două. Să vedem dacă o tai așa îmi dau, dacă mi ajunge. Ia să vedem. Aproape perfect. Dar ăsta de jos, de sus, poate un pic mai îngust e. Bun. Bun. Deci dacă tai așa, este perfect. Atunci o să-l tăiem. Mai am un pic aici de tăiat. Așa. Nu pune de raftul ăsta. Și un de raftul celălalt, dar mi se cam fixe și nu prea îmi place. Atunci am să-l fac și din ăsta ceva improvizație. Ia să vedem noi cum iasă și vă arăt la sfârșit. M-am gândit să pun așa prima dată. Asta este hârtie, dar asta este prea fixă și atunci nu e ok. Și atunci m-am gândit ca să o pun aia de hârtie prima dată, că arată mai bine un pic. Să le mai ajustez un pic. Cum mi se par rafturile mele? Așa. Și asta punem peste. Asta e o mușama care se poate șterge. Dar aia fiind de hârtie, nu se poate. Și atunci m-am gândit la varianta asta.
Cam așa. Am aici un material care se acoperă cutia. Cutia asta. Așa. Ca să pot să pun una alta și pe această cutie. Lucrușoare. Așa. Și asta nu se umple de praf. Ce părere aveți? Deocamdată, așa, se vede mai departe. Așa, zic că rafturile rezistă destul de bine. Și atunci am să pun cutia asta aici. Hai că nu m-am gândit chiar așa de grea. Da, stă bine aici. Și să vedem dacă pot să-l pun și ăla la alt peste. Să încercăm. Dacă nu, lângă. Să vedem cum intră mai bine. Așa, și am reușit să pun amândouă cutiile peste o altă. Și să vedem cum să le aranjez mai... Ce să pun pe raft? Uitați ce bine. Stau acolo și nu mă încurcă aici. Așa, mai departe. Mai departe. Așa, și așa apar rafturile mele deocamdată. Așa apar. Mi-am pus niște oale aici, am să le acopăr. Ca să nu -mi pice mizerie de acolo și oricum, înainte să le folosesc, o să le limpezesc. Aici mi-au niște tigăi, că mi-ocupă foarte mult loc în dulap. Niște ceapă și cartofi am aici. Aici am pus făină albă, într-o acilă la mijloc am pus făină albă, dar l-am pus așa că dacă mai apare vreun șoricel, nu prea am văzut. Dar oricum avem o travă peste tot și nu am văzut. Așa. Șoricei. Aici așa apare. Deci la noi în cămară. Aici sunt tot rafturi. Adică ce o să urmează să punem niște rafturi. Deocamdată sunt cutii cu lucruri care nu am deocamdată unde să le pun. Dar cam așa arată o cămară provizorie până intrăm în reparație capitală. Și atunci o să ne cumpărăm niște rafturi mai mult mai bune. Deci asta e provizoriu, să mai am unde să-mi pun lucruri deocamdată. Așa, și așa arată finalul lucrării de astăzi. Cam așa arată. Acolo o să mai pun niște vase mai mari, care greu, mi ocupă foarte mult loc în dulap. Astea le-am acoperit. Aici este grilul. Și aici este cratița în care îmi fac eu pâinica în cuptor. Niște oale mai mari, care le folosesc și mai rar, sau când am mai mulți musafiri. În rest, acolo acoperite, poate să steie și nu deranjează pe nimeni. Deci, asta am vrut să vă arăt. Mă bucur pentru ceea ce am făcut și mulțumim Domnului pentru puterea care ne-a dat-o. Deci, chiar ocupa foarte mult loc scara de aici și nu și avea sensul. Bine, noi prima dată nu am stricat-o pentru că nu aveam alt fel acces la pod, la urgență sau ceva. Dar acum, dacă ne-am cumpărat scară, aia putem să o ducem oricând, să o punem acolo și să ne urcăm. Dar deocamdată nu este necesar. O să trebuiască să facem și acolo o curățenie generală, dar probabil că la primăvară sau când o să schimbăm acoperișul. Că și aia trebuie schimbat sau măcar înlocuite niște țigle. Dar nu plouă în casă, deci nu este nimic ca să necesite o urgență.
Deci deocamdată asta am vrut să vă arăt ce am lucrat astăzi în cămară. Vă mulțumesc că mă urmăriți și vă aștept la o nouă filmare.